câteva și mă scurt pe conferințe de presă. Imaginea rezultatelor obținut astăzi cu trecerea caietelor de sarcini și ceea ce era cel mai important și durerea cea mai mare. Și iată că astăzi s-a realizat dezideratul pe care de atât de a șasea ședință. A șaptea lume e rețetă. Asta este un lucru încurător pentru rezultatul obținut. Și eu o să vă rog pe dumneavoastră, așa cu toate criticile, cu toate aprecierile, cu toate inadvertențele, să fiți alături de noi și mulțumesc pe această cale, absolut întregii prezidențenii, pentru faptul că veghează cu seriozitate la desfășurarea acestei chestiuni legate de caietul de sarcini și de licitația care vine. Chiar am văzut undeva o poză făcută și chiar e binevenită, unde se pozează niște containere de undeva din telegondolă. Vă rog să o duceți până la capăt să vedeți cine-i proprietarul, pentru ce sunt aduse aceste containere, de când sunt aduse și pentru ce sunt aduse. Că, cum spun, chiar e un avantajul meu în calitate de președinte a Consiliului Județean și îmi faceți un mare bine vis-a-vis de această treabă. Și cu orice problemă, chiar critică, chiar la asta eu sunt de acord să iau în calcul absolut tot. Deci, rog absolut pe toată presa să vă duceți, vedeți când sunt aduse, de unde sunt aduse, pentru ce sunt aduse, cine e proprietarul firmei. Încă să nu să înlăturăm la asta. Și așa, uite, că unii se plâng că nu și-are rost telegondola ăla, că duci, duc bol și vine cu aia de pe munte și îl primenesc aerul din la fel, când mai duci și când la presă, e bine că îl plimbă cu telegondola și poate să pozeze, că nu e niciun secret, nicio treabă. Că am înțeles că și la dincolo la sediul la Petru Corez, plus la intrare la autogară, aveți dreptul să intrați oriunde. Și conform legii 544 să solicitați orice lămurire. Deci asta un aspect. A doua problemă. Astăzi s-a deschis la Roman fabrica de erdeguri, TRD. Și am plăcut impresionat. O venit vicepreședinte al acestei mari firme, este lider mondial în producerea de erdeguri. Toate marile uzini producătoare de automobili și autoturisme sunt dotate cu aceste erdeguri. Mercedes-ul, BMW-ul, absolut tot. De câte am înțeles și Dacia Pitești tot cu treaba asta. Vă mărturisesc că invitația a fost lansată de acest grup de firme, TRD-ul, și a doua investiție în România, iar faptul că s-a localizat la Roman, urmarea licitațiilor și a dezbaterilor, au fost 7 țări selectate pentru așa ceva și a câștigat România. Aici chiar am spus în cuvântul meu la presă, îl felicit în primul rând Consiliul Local Roman, care a votat în unanimitate, fără culori politice, această investiție. Felicit primarul de acolo, care s-a ocupat, chiar dacă el are altă culoare politică, nu ne dă dreptul să îl judecăm prin această prismă. Și am primit mulțumiri pentru faptul că aparatul de specialitate a Consiliului Județean a procedat cu o rapiditate extraordinară în ceea ce privește toate aviziile pentru construcția acestei fabrici. Nu în ultimul rând, partea română, care este firma Combat, de la Iași, domnul Comănescu, a primit felicitări pentru această chestie. Și vă spun că la această invitație am răspuns fără rezerve. La această invitație a participat inclusiv președintele României. Și am plecat plăcut mulțumit de acolo. Nu s-a discutat de absolut niciun invitat vreo problemă politică. Deci noi care suntem interesați să aducem în județul Neamț investitori care să creeze locuri de muncă, zic eu că aceasta trebuie să ne bucuri mai mult ca oricând. Mai mult de atât, faptul că o firmă de peste ocean,
o firmă din Statele Unite ale Americii, care e lider mondial în acest domeniu, să vină să investească în județul nostru, asta, în primul rând, este o bucurie pentru județul nostru, pentru municipiul Roman și, de ce nu, și pentru finanțele de la nemți. Când își vor încasa taxe și impozite. Iată, astăzi, deja sunt aproape 400 de oameni încadrați și până la sfârșitul anului, promisiunea americanilor că vor fi în jur de 600. Și până în 2016 se vor încadra 1200 de salariați. Și pe locul unde a fost Fontax-ul, unde erau totul dărâmat și totul asta, să vezi că se înalță o nouă fabrică, trebuie să crește inima. Ca om care vin din producție, eu nu pot să spun decât să răspund favorabil la orice chestie. Și am spus, la orice oră de zi și de noapte, prin ceea ce pot contribui la crearea de locuri de muncă în județul nostru, trebuie să o fac fără rezerve. Repet, nu s-a discutat și am plecat, poate pentru prima dată, când la întâlnirea cu fel de fel de politicieni până la urmă, nu vine fiecare să tragă cenușă pe turta lui, să arate cât de grozav este el și ce a făcut pentru el. Nu. Deci asta este un lucru, trebuie să fie toată lumea, trebuie să înțeleagă că pragmatismul și seriozitatea trebuie să fie la ea acasă și să lăsăm deoparte laudele politice. Și odată majoritatea erau tineri încadrați, ceea ce e mare lucru. Fiindcă problema mare a șomajului la noi e rândul tineretului. În jur de 20 și ceva la sută. Vă dați seama că se formează, statul român cheltuie să formează, să școlarizeze, și după aceea îl arunci în vântoarea vieții fără să-i creeze un loc de muncă. Asta este problema cea mai mare a noastră a României. Chiar discutam vis-a-vis de copiii de la școlile ajutătoare. Termină la 18 ani și după aceea statul nu-i mai oferă nimic. E jalnic. E și o sincopă a legii și dacă te duci în urmă, vezi și eforturi materiale să fac. Cât se cheltui cu să formezi un elev sau și de acolo, și din viața de zi cu zi, din la școlile normale. Deci, eu sper că prin noua politică, prin eforturile guvernului actual și îți bucuros că premierul a înțeles treaba asta, deci pe prim plan e crearea locurilor de muncă. Și am ținut să facem această conferință de presă pentru a nu da naștere la anumite interpretări, fiindcă clevetitori vor fi cât va exista lumea. Normal, prin funcția care o am, ești obligat să răspunzi tuturor celor din întreg spectrul politic românesc pe cale instituțională, relațiile instituționale. Unii o să dea în tango, de să vezi că nu te duci sau nu te la asta. E o chestie de protocol și de bun simț și de tot ce ține de bunul comportament și bunul mers al lucrurilor. Iar, repet, vis-a-vis de treaba aia, deci vorbesc foarte serios. Deci îmi faceți un mare bine, vă rog să vă plecați cu toată atenția, să vezi că am văzut și o poza cu containerii cu asta și bine. Nu-i pentru licitații pregătite. Mă să vedeți, mea să nu vreau să și-o duceți până la capăt, până a solicita facturii, transportul, cu ce au intrat în țară, sau că am zis că sunt confecționate la Silvisiță, dacă sunt confecționate acolo, dacă sunt la altă parte. Că așa e bine să clarifice lucrul, ca să nu dea naștere la interpretări. Altceva, dumneavoastră, dacă aveți întrebări. E bine că se lucrează. Știu că au fost mai multe proiecte pe care administrațiile publice locale din județ le-au înaintat către Consiliul Județean, Consiliul Județean a centralizat și le-a dus pentru o posibilă finanțare și după aia nu s-a mai auzit nimic. Mă referiți la proiectele de la Roma sau în general? În general, proiecte din tot județul și care s-au dus mai departe către Ministerul Dezvoltării Regionale. Deci, vis-a-vis de... și bine mi-ați spus întrebarea asta. Vis-a-vis de proiectele către Ministerul Dezvoltării, sunt toate contabilizate, înregistrate, să poți să vedem când vin normele și proiectele la Uniunea Europeană, trebuie să le implementăm, să vedem ce trebuie completat, cum trebuie completat.
fiindcă ce am reușit să obținem acum de la Ministerul Dezvoltării, la Guvernul României, ca să fim mai expliciți, pe tot județul sunt 223 de miliarde de lei aprobate, care pe hotărârea de Guvern 28. Hotărârea de Guvern 28 spune foarte clar că acești bani, conform normelor care sunt emite, aplicând șablonul, în primul rând, să fac plățile acolo unde procentul la, mi se pare că la apă și la canală, e peste, nu, la, nu dacă nu greșesc, nu vreau să mă uit, e peste 70%. Cobor mai jos, la 60, la 50, la 30. Și funcție de grila respectivă, au fost alocați banii. Pentru investițiile în derulare. A să fim foarte bine înțeleși, nu pentru reparații. Fiindcă unii au venit să aloce, uite că nu vrea tărâță sau nu vrea asta. Oameni buni, pentru asemenea, hotărâri de guvern cum a fost pentru 577, sunt anchete în toată țara. Acum, eu nu vreau să vin să dau cu subsemnatul, fiindcă aparatul tehnic sau eu, în definitiv semnează directorul tehnic și cu președintele Consiliului Județean. Și ei sunt responsabili, având în spate pașapoartele vis-a-vis de rapoartele și referate făcute de aparatul tehnic. Vă spuneam că am dispus controle și verificări în județ pentru aceste lucrări și cu un întrebător, dar de cine controlați dintre cei care au făcut lucrările? N-am absolut nimic cu nimeni, dar este normal, aceste controle trebuie să fie și trebuie să existe, nu trebuie să supere nimeni. Și chiar și la cei la inspecția în construcție, fiindcă vin unii și acuză, zice, nu, că îl cheamă, când vine verificare, îi spune, verifică aici și nu știu unde, își pregătește el. Nu, inspecția în construcție trebuie să facă verificările, așa cum spune legea. O a doua problemă, acolo unii n-au fost bugetate lucrările. Nu e angajament bugetar, e o legalitate. Avem o situație la Roman, la Sagna. Unde spune că inițial se prezentase situația că s-a făcut mai de demult lucrările, dar nu un an, doi. El s-a făcut prin noiembrie. Am trecut fără să... Eu am spus că eu nici nu știu de treaba asta. Nu e normal să muți mortul de la comună după aceea să duci la Consiliul Județean. Eu nu mă interesează decât punctualitate, serenitate și bănuțul să se duc acolo. Bă, dar eu nici nu înțeleg. Toate aceste lucruri sunt făcute de niște constructori. Da. Și acești constructori sunt toți într-atât de proști încât să lucreze... Nu toți. Nu toți. Sunt anumite... Dar nu sunt proști. Fără nicio bază? Sunt interesați, nu sunt proști. Să ne subestimăm. Bine, eu înțeleg că pot exista anumite interese, dar până la urmă fiecare își face calculul în așa fel încât să iasă în câștig. Ori dacă vin astfel deci, de controle... A nu se înțelege că e clar, în calitatea care o am, eu urmăresc să nu câștigi. Deci într-o orice afacere trebuie să fie benefică... Nu m-ați înțeles. Dacă ei încalcă legea și ministerul după aia nu eliberează banii, da? Pentru că nu v-ați zis clar, nu dau mai mult de... Eu la minister am avut discuție, am spus mâna asta nu va semna niciodată pe baza unui ordin care îl dă unul de sus sau la... Eu nu trebuie să respect decât ce spun legea și normele. Restul, avem organe de control care trebuie să verifice, trebuie să propună sau să în cunoștință de cauză să ia hotărâri care trebuie. Bun, și ce se va întâmpla cu lucrările totale de... Eu am situația la Consiliul Județean. Am înțeles. Vorbesc Consiliul Județean, nu am făcut așa ceva. Bun. Deci, și tot cu această ocazie... Și lucrurile totuși s-au făcut. Ele în teren nu există, nu? Probabil. Eu nu pot să afirm, mai ales că, din câte am înțeles, acea lucrare e făcută peste un proiect apart. Și atunci... Atunci este o încălcare programă a legii, dar eu nu pot să mă antipronunț. Eu ce am normele prevăzute de hotărârea de guvern numărul 28, alea le aplic. Bun. Și sunt membrii din cadrul Consiliului Județean care fac verificările la fața locului. Da, da. Și avem și la se va referat. Oferi un raport în urma acelor verificări. Sigur. Pe baza raportelor respective am și trecut... Și ulterior ce se va întâmpla? Ulterior legea trebuie să spună cuvântul și organele dacă e vreo încălcare a legii și... Bun, deci spune raportul, că spuneți că pe baza
Raportul spune că nu e normal să... Mai departe, efectiv, ce se întâmplă, organele statului trebuie să intervină și la asta, la Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean, personalul președinte Consiliul Județean de Râță, nu semnează așa ceva. Am înțeles asta, dar mai departe... Restul mai departe, până să vă dumneavoastră întreb. Nu trebuie. Normal că la asta am informat Ministerul Dezvoltării. Am înțeles. Asta vreau să știu. Ce instituții se sesizează mai departe? Sigur. Bănuiesc că acela nu se blochează undeva într-un sertar și rămâne acolo. Bănuiesc că nu. Noi, sub semnătură, am făcut totul, absolut tot cum s-au... Știți de ce vă întreb? Pentru că spunea domnul primar Gheorghe Iacob săptămâna trecută că el a fost personal și a vorbit cu Dragnea. Și spunea... Domnul Dragnea, dacă la asta, trebuie să-și spună semnătura. Eu chiar în discuție am avut la București, am rugat pe domnul Dragnea, prin semnătură proprie, să semneze alocarea acestor bani. Consiliul Județean nu are dreptul să facă așa ceva. Am fost explicit? Da. Vedeți că nu doar un dacoricul ăsta, indiferent cine este, trebuie să respectăm legea. Altceva. Sunt de acord cu dumneavoastră, pur și simplu nu înțelegeam, pentru că este vorba de vedeți că ați înțeles acum. Deci eu sunt convins că săracul domnul primar, e, și de asta spun că săracul, fiecare să vadă cum obține un bănuț pentru asta. Dar nici guvernul nu poate să dea direct acești bani, decât poți să scoată o hotărâre de guvern, la o rectificare de buget, asta e altceva. Dar atât timp cât nu ai bugetat lucrarea, cât nu ai angajamentul bugetar făcut, atât timp cât cei care au controlat spun nu, nu văd. Deci e vorba de banii publici. Și luați-o, interpretați-o ca lume. Vedeți cum îi întreabă pe unii și pe alții? Și ce rost are să dacă te bați cu punul în piept că vrei să respecti legea și ești nu știu cine. Hai să respectăm, să respecte absolut oricine. Mulțumesc. Să rămână. Altă întrebare. Păi n-am zis, eu am să vă deranjez, dar nu cu o întrebare. De data aceasta cu rugăminte. Da. În fiecare an, copiii cu handicap din Neamț, și când spun copii cu handicap, spun de cei care nu s-au mișcat niciodată în viața lor, trebuie să vină la comisia ce aparține strict de Consiliul Județean, nu de protecția copilului, pentru a fi reclasați încă un an de zile. Din ce motive sunt amânați din an în an, asta nu am înțeles. Dar dacă se poate această comisie, pentru că vin sărace de mame, de la copii, de la așa, țin cont din propunerea dumneavoastră și trebuie să ne plaseze de aici comisia la ei acasă, medici cu toți la asta, de acord. Măcar în comune, la primărie. Am mai avut situația asta la Borca cu doi bolnavi și în frunte cu domnul Hanganu, cu doctorii care sunt la asta și nu stă sărăcia Consiliului Județean. Întreabă, de acord cu dumneavoastră și o țin cont din treaba asta. Vă mulțumesc. Alte probleme. Doamne ajută, vă doresc un 1 mai plăcut. Mă iertați că la asta am și o răceală dramă, nu știu cum s-a dată, dacă doamne... Dar nu știu eu, cum se pot arăți în timpul ăla? Doamnă, de ce eu nu-ți pareți eu? Dar n-am apărut niciodată să mă duc nici la mici și nici la mieri. Că nu-i... Nu, eu n-am manifestări, nu, vă spun sincer că doamnă am avut activități. Nu, 1 mai, 23 august, erau bine venite și să știți, pentru muncitori și pentru astea era un lucru benefic, fiindcă îl și mobilizai, îl și apreciai pentru muncitorul, e ziua muncii, ziua muncitorilor. Că restul e ziua tuturor, în fiecare zi, a șefilor și a nu știu cărui individ care e pe o funcție de conducere. Ziua muncitor nu întâmplător pe plan mondial să se păvărește ziua muncii. Și eu zic e bine venit și la noi. Îmi pare rău că n-am și o timp, dar de-abia aștept, sper să mă întreveresc, să nu mă domare gripa asta, să pot să mă duc în perioada asta cu și mai frumos pe câmp, să duci la semănat, la, vă spun sincer, și plecarea anul ăsta la agricultură este așa de frumoasă și sper să fie și benefică. Vorbeam cu, chiar vorbeam la primar cu Vasile Nica, cu, las că spuneam, cu, deci râdeam că îți gai de-a telegrama. Zic, noi mâine, poi mâine o dăm cu cheierea însemnăților. Pe că dacă nu pui în pământ, acum când? Și agricultorul și țăranul, asta este realizarea cea mai mare. Bun, vă mulțumesc frumos, o zi bună tuturor! Mulțumesc.